În 2024 eu o să solicit și îi rog frumos pe românii din afara granițelor țării, mai ales pe cei din Europa, să se întoarcă acasă pentru a vota. Mulți mă întreabă, domne, dar când să venim? Păi când vor fi anunțate datele pentru alegeri, vă vom face anunțul evident și noi, să vedem cum o să facem anunțul ăsta cu cenzura asta instituită pe 25 august. Probabil că vom alerga din om în om, da? Vom da șfară în țară, da? Și prin vriu grai, prin manifeste, da? Acele Da. flyere au devenit, de fapt, vechile manifeste. Așa vom transmite din gură în gură românilor. Ne va mai rămâne telefonul, dacă ne va mai rămâne telefonul, atenție, și atâta doar că atunci când vor fi anunțate datele alegerilor, atunci va trebui să vă întoarceți acasă. Și vă spun că în străinătate, în așa zisa diaspora, există peste 5 milioane de români cu drept de vot. Întotdeauna au votat vreo 220.000 din 5 milioane. Cel mai mult s-a votat când sistemul a vrut să iasă Băsescu sau Iohannis, când s-au falsificat o groază de voturi. Gândiți-vă că spuneau, mai ales când era cu Iohannis, au votat atunci 800.000 de români, și la Băsescu și la Iohannis, Da. făcuseră niște secții de votare în plus. Vă dați seama că acum cu naționaliștii vor face secții de votare în minus, vor desființa groază de secții de votare, nu mai vorbim cât vor încerca să fure peste tot, dar ține de noi să apărăm voturile. Gândiți-vă, deci, și dacă atunci cu furtul, 800.000 din 5 milioane. Eu vă garantez că dacă românii din afara granițelor țării ar putea vota real, ei ar putea schimba soarta României. Ei știu, ei văd, ei simt mizeria în care trăiesc rudele lor. Gândiți-vă cum ar vota o mamă sau un tată român care a fost nevoit ani de zile să trăiască departe de copii, să nu îl audă pe copilul său cum gângurește, cum pronunță prima oară mama, tata, cum merge, cum face primii pași, ce face la grădiniță, n-a văzut serbările copiilor săi și a trebuit să muncească ca un rob în afara granițelor țării și să trimită bani să se întrețină aici familiile și copiii crescuți de o bunică, o mătușă și așa mai departe. Gândiți-vă cum ar vota acești români pentru schimbare. Deci, de aceea sunt ținuți cât mai departe românii din afara granițelor țării, pentru că ei întotdeauna au mișcat votul. În România se pune foarte mult accent pe furt și pe trădare.